Neața, neața. Astăzi un clip mai scurtuleț. Astăzi, că poate mai punem unul astăzi, nu știu, sau ăsta e poate e al doilea. Dar clipul ăsta la care vă uitați în momentul de față este mai scurtuleț pentru că îl fac pe moșul, să spunem așa. Sunt mesagerul moșului. Este de fapt vorba despre un giveaway. Tot ce vedeți aici pe masă, tot, plus încă un scaun de gaming, imediat ajungem la fiecare, vor fi practic premiile din concurs. Prima și prima dată vreau să vorbesc despre chestia care nu e aici, și anume scaunul de gaming. Se numește Nitro 650 și motivul pentru care nu l-am eu aici pe masă este că n-avea sens să-l mai trimitem până la mine și pe urmă să-l trimit înapoi în București și pe urmă din București să plece spre câștigător. Nu avea niciun sens, voi știți scaunul, oricum îl vedeți și aici în poze și așa mai departe. Ideea este că tot ce avem aici pe masă este nou și nedesfăcut, nu o să le desfacem nici noi să ne uităm la ele, n-are sens, doar o să le prezentăm și pe urmă discutăm despre mecanica concursului. Deci scaunul fiind primul lucru și după ce am explicat de ce nu este aici, trecem la rucsac, care este cel mai mare lucru de pe masă în momentul de față, Genesis Palad 550, în care îți pui tu laptop, periferice, ce vrei tu să-ți pui în momentul în care pleci undeva, este destul de mare. Avem un kit de periferice foarte interesant, ce conține mousepad-ul Carbon 700 Maxi, căștile 7.1 Virtual Radon 720, tot de gaming, bineînțeles, tastatura din kit care este Thor 420 RGB, pentru că este vorba despre gaming, nu? Și trebuie beculețele, trebuie să fie prezente tot timpul. Iar mouse-ul ce aparține kitului este Krypton 290 RGB 6400 de DPI, tot ce trebuie. În partea din dreapta mea avem un microfon care vine cu tot cu braț, se numește Radium 300 XLR, pentru că funcționează prin interfață de XLR foarte bine. Vine cu tot ce ai tu nevoie înăuntru în cutiuță, pentru că nu doar cei ce creează conținut au nevoie de un microfon, orice gamer în momentul de față are nevoie de un microfon în momentul în care vorbește cu prietenii lui pe Discord. Mai avem încă un mousuleț, Genesis Zircon 550, wireless, RGB, ventilat, așa cum trebuie, iar ultimul premiu sunt căștile Genesis Neon 600, gaming headset alb, RGB, mai delicate, mai elegante puțin tel, 2.0, și cam asta conclude premiile pe care o să le dăm în videoul de astăzi, adică în videoul de astăzi, nu în videoul de astăzi, dar na. Ajungem acum la mecanicile concursului. Practic, sunt simple, cam tot timpul sunt la fel. Va trebui să mergeți pe Instagram pe feed, veți găsi ultima postare, giveaway-ul practic, acolo sunt toate detaliile, dar le-am pus și în descrierea acestui clip ca să fie și mai simplu și ca să fie și mai simplu le și spunem acum. Ce trebuie să faceți este să fiți abonați la canalul meu, să mă urmăriți pe Instagram pe mine și bineînțeles pe Genesis România și să lăsați un comentariu cu ce aveți voi nevoie de aici cu tag la doi prieteni în postarea cu giveaway-ul pe Instagram. Deci asta trebuie să faceți, astea sunt condițiile. Acum să explicăm puțin cine va câștiga, ce va câștiga, cum va câștiga. Vor fi 3 câștigători. Locul 1, prima persoană extrasă, câștigătorii vor fi extrași ca de fiecare dată, bineînțeles, prin random comment picker, dar este important și ce spuneți în comentariu. Pentru că așa poate îmi sare mie în ochi și cine știe, poate câștige așa. Deci, locul 1, primul extras, va câștiga scaunul și microfonul. Cea de-a doua persoană extrasă va câștiga kitul de periferice, mousepad-ul Carbon 500, căștile Radon 720, mouse-ul Krypton 290 și tastatura Thor 420 RGB. Astea vor fi premiile pentru cel de-al doilea extras. Iar la cel de-al treilea câștigător va merge rucsacul, va merge mouse-ul Zircon 550 și căștile Neon 600. Și cam asta este treaba. Practic am anunțat toată treaba aici pe YouTube. Linkurile și tot ce e nevoie este în descrierea clipului, dar după cum am spus, giveaway-ul se va ține pe Instagram și este ultima postare de pe feed. O să o vedeți voi oricum. Vă urez baftă, sărbători fericite și ne vedem în momentul în care vom anunța câștigătorii. Durata concursului va fi 3 zile de la publicarea acestui video. Vor fi anunțați printr-un story, iar numele lor îl voi trece în postarea inițială cu giveaway-ul. O să editez textul și o să-i pun acolo jos pentru să-i vadă toată lumea, să știe toată lumea care a câștigat. Așa că, încă o dată, succes și ne vedem în următorul video. Pa, pa!